Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Astăzi scoatem din cutie pe Huawei Mate 9. În sfârșit a sosit la noi în teste, îl așteptăm de ceva vreme. A debutat la finalul 2016 și este cel mai puternic smartphone Huawei al acestui moment. Hai să vedem cum arată cel mai nou smartphone de la Huawei, care vine ca și pe 9 și pe 9 Plus cu cameră duală, cu tehnologie Leica, deja se arată cu un upgrade. Avem de face aici cu un senzor de 20 de megapixel monochrome și un de 12 megapixel color. Ei bine, Huawei Mate 9 se găsește pe piața locală din România la niște prețuri destul de interesante. În primul rând, găsim la sell.ro la 2949 de lei, în varianta cu 32 GB de stocare. Apoi îl găsim în varianta de 64 de GB la Market Online la 2999 de lei, la Evomag la 3659 de lei și la Quick Mobile la 3499 de lei. Avem de face aici cu un smartphone ultra high-end și să vedem ce primim în cutie. Pentru cei care se întreabă, acesta este chiar Mate 9, varianta cu ecran plat, nu Mate 9 Pro, care ar avea un ecran curbat și cu diagonală mai mică. Îmi spun curbat, evident, cu margini curbate. În cutia lui Mate 9 se află o cheiță metalică, dar și o husă și un pliculeț misterios în care cred că se află documentația. După cum ne așteptam, manuale, garanții și alte cele. Iată, Quick Start Guide, un abonament la Todoist Premium și VIP Service, aparent. Cât despre husă, hai să o vedem. Iată cum arată. Are o textură care mă duce gândul la pielea de crocodil, da, solzii de crocodil, iată. În fine, o să o atașăm la telefon sau ce mai așteptăm, mai să o punem chiar acum. Iată, ușor de atașat și nu știrbește cu nimic din lucrul său, ba chiar îl face un pic mai elegant. Destul de ușor și de scos, ceea ce întotdeauna este un plus. Ok, gata cu această cutiuță, să vedem ce se află aici. Aici ar trebui să fie greul, adică încărcător și căști plus altele. Iată încărcătorul de mari dimensiuni și deja ni se promite aici Huawei Supercharge, o încărcare rapidă pe care evident că o vom testa la momentul recenziei. În cealaltă parte a cutiei se află cablul USB. Este un cablu de tip USB Type-C. Și mai departe avem și o pereche de căști. Căști clasice, acest design, dacă nu mă înșel, vine de la Huawei pe 8 încoace. Nu l-au schimbat la capitolul look, cel puțin. Ca acustică, evident, sunt probabil niște upgrade-uri. Să vedem. Și încă ceva aici, ceva mic, care ne intrigă. Or fi dobor pentru căști? Nu. Este un adaptor. Hai să vedem de care. Este USB Type-C către micro USB. Foarte interesant. Nu prea am văzut așa ceva pe alte telefoane. Să facem puțin curat aici. Și să pornim vedeta acestui unboxing. Huawei Mate 9. Un telefon cu corp metalic, cu diagonală de 5,9 inch. Există și o variantă mai high-end, care are ecran de 5,5 inch. Acela are 6 GB de RAM, acesta are 4 GB de RAM. Știți probabil deja diferențele între Mate 9 și Mate 9 Pro. Acest phablet vine cu un procesor octa-core Huawei Kirin 960. Și el nu este doar un contact cu telefonul, este și un prim contact cu Emotion UI în varianta 5.0, aplicată peste Android Nougat. Spune de dotări. În primul rând, un ecran Full HD de 5,9 inch, procesor octa-core Kirin 960, 4 GB de RAM, 64 GB de stocare, slot microSD, port USB Type-C, cameră duală în spate, 20 plus 12 megapixeli, cameră frontală de 8 megapixeli și baterie de 4000 mAh. Nu am ratat nici scannerul de amprente. Și acum se înceapă setup-ul. Deja se observă o interfață schimbată. Nuanța aceasta de albastru nu exista în Emotion UI-ul precedent. Din câte am citit pe internet, întregul vibe al acestui UI ar fi inspirat de cultura Greciei antice. Setup as new phone, next, skip, get started și cam așa arată Emotion UI în varianta 5.0. În zona quick settings și notificări observăm un look nou, un fundal negru și toggle-uri de culoare albastră, cam cum a făcut și iOS-ul la ultima versiune. Aici vedem din nou o nuanță albastră care chiar se numește, o nuanță marină, aș spune, și zona de setări a primit și ea un nou look. El este Huawei Mate 9, are un ecran care deja arată excelent.
Mai trebuie spus și că acest telefon s-a lansat în SUA pe 6 ianuarie, dar cu o surpriză avea la pachet asistentul virtual Amazon Alexa. Și acest telefon mai vine și cu 4 microfoane, care îl ajută foarte mult la anularea zgomotului de fond și la o filmare fără cusur. Interfața camerei seamănă foarte mult cu ce primeam pe Huawei P9 și pe P9 Plus, doar că mi se pare că s-a umblat puțin la fonduri. Iată și modurile de captură, foto, monocrom, beauty, beauty video, HDR, panorama, night shot, toate cele. Iar cu un swipe lateral ajungem la lista mare de setări. Văd că acum sunt la modă fundalurile negre pe acest Emotion UI. Până acum se mergea pe un fel de transparență combinat cu un fel de gri. Evident că avem și această funcție Wide Aperture de la Huawei P9 și un reglaj aici. O vom testa în zilele următoare și revenim cu review-ul lui Huawei Mate 9. Un prim contact foarte reușit. Și dacă ar fi să rezum prima impresie în câteva cuvinte, este probabil cel mai mare rival care ar fi fost pentru Galaxy Note 7 dacă se materializa. Cam atât la mobilissimo.ro, acesta a fost unboxing-ul lui Huawei Mate 9. Îl găsiți de la 2949 de lei la retailerii locali. La revedere!